Da, profețiile lui Mitică, da, chiar, chiar la alt nivel pentru că de la emisiune la emisiune uite așa crește audiența. Uite așa, uite așa, uite așa, uh, face spectacol Dumitru Dragomir. O nouă ediție Max Profețiile lui Mitică. De ce? Simplu pentru că e luni, este ora 13:30 și suntem în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. Doar acolo puteți vedea emisiunea și suntem în direct alături de noi cu Dumitru Dragomir uh, care spune lucrurilor pe nume și o plăcere întotdeauna a ca eu, dar lumea îl iubește. Nu ne că te iubește lumea. Da, ia să uh, fiu fără pălărie să vedem. Ia să vedem. ia, să mai uită așa. lumea fără pălărie? Dacă uita, uita, uh, uh. Uh. Ai văzut știrea, ultima știre? Că știi că noi vorbim de, toate. Uh? Care, tati? Blocul suveranist din, Suvena suveranist din, România, mi se limbă prin bangură. Blocul suveranist din România a anunțat acum câteva minute că o sprijină pe firea la primăria generală la capitală. Public. Îl lovesc în plex pe ciolacu. Da? A, direct, direct, în plex. Bine, dar l-ai văzut pe ciola cu seară Nu l-ai văzut pe ciola cu a, aia a fost... Vrăjeală? o, 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 o mai murdară ca aia nici n-am uh, pomenit. Murdară? Folosești cuvinte așa grele? Da, da, murdară de tot. Murdară. Murdară. De șmecher, știi? De, de de... de trebuie să fie șmeche, de, să de buzău. Dar lumea e proastă, mânca. Când ai tăvălit-o pe asta, ai făcut-o... Ai... Uh, 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 s-au băgat bani în televiziuni ca să -o, o denigreze, să o facă de, 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 și nimic nu s-a adeverit. Lumea, ce crede, că e, lumea e, tâmpită? Ui, lumea e... De ce lumea? Că a venit domnul Ciolacu și a spus aseară, parcă la Digi sau unde a fost, a spus, domne, dacă candidăm, avem candidați separați, doamna Firea merge, apreciez combativitatea doamnei i ia da calde? Ia da calde, mă, fratele oh, da? da, sigur, și s-a hotărât astăzi de dimineață să-l pună pe doctorul Cristo uh, Cristoiu. <laughs> da, tu dai seama. Da, e bătută Asta... în cuie cu doctorul Cristoiu? Da, dar numai dacă el nu vrea. Uh -huh. Adică va fi candidat comun, nu? Candidat comun. Este un uh, doctor bun, dar... Nu ce nicio treabă cu administrație. Nu, dar s-ar putea să-i opereze pe ăstea, pe, la, pe la primărie, pe acolo, să-i facă o, o secție de... Să-i opereze, că Bucureștiul are nevoie de, o, de o, de o primărie cu o secție de, o secție de urgență. De, de urgență să opereze cazurile grave. Păi frate, primăria are nevoie de un administrator, mă, de un om, de un gospodar, mă, care știe ce are de făcut. Ai înțeles? Lupta se duce între, îți spun eu, Piedone, Nicușor... Și vine pe turnantă puternic doamna Afirea. Uh -huh. Da bine, eu cred că o să candideze, asta este părerea mea. Poți Eu cred că până la urmă o să candideze, firea Și dacă, dacă lucrurile. Păi nu a anunțat că uh, se, se duce independent. Se duce independentă, nu? Până da. la urmă, nu? Și, și să știi da, că. Dacă cu Cristoiu, cu Tatia... doctorul e închisă, e 100%? Pentru eu, că... eu, eu știu că e închisă. Auzi și acum ce a zis Vișan. Uh -huh. La realitatea. Și a, a, a zis că de dimineață s-au fixat. Uh -huh. Și că ar fi doctorul Christo. Christo. Da. Deci, doctor Cristoiu. e bun să să facem ceva uh, inedit, nu? La primărie să deschidem o sală de operație. Dar nu spune că nu e Stai un fi, doctor. Să foarte fie bun. prima primărie din lume cu sală de operație? Da. Unde primarul operează? Da. A? Da. Da. Da, sigur că da. A? Pentru că el e un foarte bun doctor. Da. lumea vorbește la superlativ de el. Uh -huh. Dar unul e doctor. Și altă să vină niște uh, Romi, poftim, nu le zic țigani uh -huh. Să vină niște romi cu vreo șapte-opt copii Și n-au să doarmă Și asta să doarmă în primărie, în biroul lui S -s -s... Mamă, dacă nu asta, e o... asta este un post De un om Care rezistă la tăvăleală ai înțeles, da. mă, mă, Sincer, mi-e greu să cred că doctorul există la tăvălear. Adică, e bun, e stai puțin... cu altă viață. Stai puțin, stai puțin. Când operezi, îți trebuie nerf tari. Îți trebuie da, da, nu, de sine. Da. Una e, dar da, media, da, da. linșajul mediatic... Când tai, e... când tai nu te jignește nimeni. Ba, da. din contră, te laudă. Da. Asta este. Dar aici orice faci, tot găsești un gică contra care se dea ia la înjurături. Mm -hmm. Și asta ți se pare tare cu blocul suveranist care a, îți sprijină păfirea? Da. Iar la Pentru că a, știi că sunt mulți adunați. Da, iar la primăria sectorului 1 da. au apărut doi, dintre care pf, unul titan. Mm. Liviu Negoiță, da. care a fost la 3, sectorul 3 e frumos și datorită lui Liviu Negoiță, nu numai al lui Robert Negoiță, ai înțeles? Mm -hmm. Ăsta știe bine administrația și mai e unul, Dragoș Drăgoteanu, care și ăsta este un uh, multimilionar din ăsta care uh, știe bine uh, cu ce să mănâncă munca și administrația. Uh -huh. Înțelegi? Sunt două nume noi, să vedem cine mai apare. Dar uh, convingerea mea este că deocamdată peste tot, până să vedem toți candidații, Clotilda, de exemplu, dacă Clotilda. Uh, concurează cu uh, cei doi sau numai cu uh, Liviu Negoiță, nu are nicio șansă Lotilda. Păi ce? Cred că e o spulberă vorbim trebuie... de, Liviu, stai, vorbim de Liviu Negoiță, atenție, vorbim de Liviu Negoiță, un expert într ale administrației, da, un om cu o experiență uriașă. Adică... Un, unul dintre cei mai buni primari pe care i-a avut Iese uh, Bucureștia. Negoiță primar după părerea ta la 1? O, în joc de gleznă. În joc de gleznă. Da? Am fanfară așa. Păi bun, și ce, asta e ok, că pentru sectorul 1 e bine. Dom'le, și eu spun că la sectorul 1 ar trebui să vină unul care uh -huh. știe meserie. Nu să mai, să mai facem iar uh, uh, experimente cu el. Deci, de, a, de asta zici tu că ar fi un bun unul care Liviu Nicoiță Da, e bă, Bine, mă, Da, categoric, frate. Bine, dacă mă întreb, minte doamna Clotilde, actorul primar, nu o să câștige aproape în fața nimănui. Cred că oricine vine pierde. Mă și o mai muță dacă o pui cu Clotilda, câștigă. Da. Pentru că asta, Clotilda, asta a făcut numai rău uh -huh. sectorului. Și are atâtea procese, stai un pic să vedem dacă scapă de procese, Clotilda. Uh -huh. Da, yeah. vedem. Bun, hai să ne întoarcem puțin la primăria generală. Deci, da. fă o analiză. pe cine avem acum? De deci... Acum avem pe Piedone, care este, deocamdată știm sigur, Piedone, care e pe primul loc. Da. Și știe meserie bine uh -huh. uh -huh. Și este și apreciat, de, și e și victima uh, răzbunării, a băgat nevinovați în pușcărie. Bun. După aceea este Nicușor Dan. Da. Actualul primar. Actualul primar. Care are Care. și el bazinul lui. Care are bazinul lui, fii atent aici ce spun eu și dacă se înscrie și doamna firea Nu știu dacă se înscrie doamna firea uh -huh. Dar dacă se înscrie doamna firea uh -huh. convingerea mea este că îi cresc șansele foarte mari lui Nicușor. Da, dar de nu, ce? Dar nici de atunci. ce se, se anulează piedone cu doamna firea Foarte uh, 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 mulți uh, uh, vor duce la doamna firea Foarte uh, ah. uh, mulți. Și mi pare rău că. Uh, nu au căzut la o înțelegere doamna Firea cu piedoane, pentru că ăștia sunt cei mai tari la această oră în uh, București. Uh -huh. Iar pe sectorul 1. Și uh, cine a mai apărut, nu? Cine a apărut? Cine mai a apărut? A apărut un profesor de jurnalist pe sectorul 1, îmi spun băieții, Dan Podaru, îl cheamă la sectorul 1. Mă, Dar știi cum e? N-ai notorietate Măi, nene, dacă, dacă nu te știe lumea. A a a a a deja. El așa, mai e unul, tot Mircea, nu știu cum. M-a sunat și pe mine. Nu, nu, nu mai le rețin. Mircea, nu știu cum. Un om, tot așa, foarte capabil. Dar măi, nu știe lumea de ei. Mă. Înțelegi ei? Ei trebuie să o, o, o înceapă ca viceprimari. Înțelegi? Ori la primăria capitală, ori la primării de sector ca viceprimari sunt tineri A, nu. și, și să vină ce... pe turnantă. Aici ai e ceva neamitică. Nu ai notorietate, lumea nu te știe, nu pune. Așa cum, ce, Burduja nu e băiat deștept mi da. Mie da. știi ce mi -e ciudă, nu? Da, mie mi da. ce mi -e ciudă, nu? A. Eu mor de ciudă, da? A. Eu mor de ciudă că nu te-ai dus tu la sectorul 1. Nu am vârstă. Dacă, dacă, fii atent, dacă eram cu 10 ani mai tânăr... Deci jur că aveai șanse e, să e, câștigi sectorul de 1. de mine, dacă nu luam sectorul în, 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 la cel puțin... 46-48%. Mie mi-e da, ciudă că am... nu, că nu, 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 te nu, 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 mai am vârsta. Gata, nu, tu nu te ții în balamale, ă? Nu, balamalele mă țin. Dar, da? dar uh, nu N-a putut să termin proiectele nu, sau ce? Nu, nu pot să le fac pe toate cum. Iar eu am altă misiune acum uh -huh. Misiunea mea este să muncesc pentru nepoți și pentru fiul meu uh -huh. Și muncesc de dimineață până seara da, Ca nebunul, da? Da, ca nebunul Cât muncești neamitică pe zi? Domne muncesc cât... La ce oră te Hai treze? să fac o glumă Muncesc ia. 24 de ore pe zi și câteodată și noaptea <laughs> <Bravo. laughs> Dar ia zi la ce oră te trezești? La șapte la șapte te trezești? La șapte plec. Dar te trezești singur sau o spui ceasul? Ce ceas? Ceas n-am avut niciodată. N-ai avut ceas de Nu, niciodată în viața mea. Cred. Niciodată în viața mea. Fie, dacă îmi propun să mă spun la ora 3, la, la 3 fără 5 sau 3 și 5 sunt trezit. Nu cred așa ceva. Vai de adică ce, așa, să dar ce ai puteri paranormale? Paranormale, jur pe cuvânt jur, de onoare. Jur, deci jur. dacă spui, domne, la ora uh, 8:30 dimineața trebuie să mă trezesc la 8:29-30? La 8 fără 5 sau 8 5, nu mai mult. Da. Dar chiar la 8 mă trezesc. De speri și pe ai mei pe toți. Dar ce? De unde ai asta? Dom'le... ai un ceas biologic în tine, nu? Domne, de la tata când, când plecam la Vulcea, la la uh, Craiova, ca să mai vindem și noi u, u, un cucuruz Un, eu știu, un. un. ce avea roșu, și voi? ce pe acolo? Ceapă, ustruite, da. sărăcia, din toată sărăcia. sărăcia de la bălcești. rata pleca la ora 5. Uh -huh. dar da, la ora 1, mă scula și la 1 și 10 eram la rata. cum de rata pleca la 5, te-te zea, că la 1? nu, la, 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 la ora 1 mă trezea, da? la 1 și 10 eram la rata. A, cu, cu patru ore înainte de rată? Da, să da, nu întârziați, da? da? Să nu întârziem. Da, făceam 10 minute până la rată. Da. Fii de aici. La, la, ora 1 plecam de acasă. Mm -hmm. Hai, tata, hai că întârziem. Mm -hmm. Păi ce, ce mm -hmm. căutăm acolo? Și dormeam pe niște mm -hmm. saci pe acolo. Vai de mama mea. A, vai de da. că? copilărie grea avută. Te mai încingea, tati? Dimineața la prânz și seara. Da. <laughs> Vorbeți serios? Bineînțeles. Da? Te bătea? Da. Ce, a, curea? Acum, acum fii de aici. Păi dacă făceam prostii, de mic, am fost al dracului. Așa. Uh -huh. Nu ascultam de nimeni. Da. da. Dar munceam și mic. Dar ce te încingea cu curele? Alea ce curele întregea la. numai la fund. Da. Uh -huh. la fund cu uh, curele. Dă-le curele acum, să vezi. Cum te reclamă copiii acum? De asta nici nu l-am iubit pe tata. Adică te bătea, hă? da? eu nu l-am iubit pe tata. Da, pe mama, pe biata mama, săraca. Ai divinizat-o. Am divinizat-o, da. M, m auzi, da. dă-le curele la aștia, acum. Au, auzi, pe mamă și pe nevastă. <laughs> <laughs> Am auzit, așa ai fost un nemitică mai mămos. Hă? Da, da, da. da. Hă? Băia frumos, b mămos. Băi, Horia. Uh, Eram copilul dracu, bă, de mic. Bă, Dar ce făceai, ne Nu mai prosti. Adică, ce și mie, ce-ți mai aduce amintit? Ce? Păi, uite, bă, mă trimitea cu vacile, de exemplu, la un zăvoi acolo, care era la vreo 2 km de casa noastră. Și eu, Mă duceam și mă jucam sau mă scăldam în Olteț, că era pe malul Oltețului. Uh -huh. Dar vacile trebuiau, dacă nu, nu erau cu burtă că mă duceam acasă, mă încingea bătrân, înțelegi? Și eu ce făceam? Mă duceam în lanurile de porumb de la colectiv, luam vreo șase 7 brațe de porumb, dăm da. la vaci, atât să făceau. <laughs> <Așa>. <laughs> înțelegi? Când mă duceam, de-abia ajungeam acasă cu ele, că nu, 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 respiram. nu mai respirau. Da, da, da. da. Și... Tata se prindea, înțelegi? Adică furai porumb. Da, da, da ce să-i făcut? Nu? Da? furai, nu? Îl luam, nu-l furai. Da, da, sărac, da. așa, fii aici. Îl împrumutai. Sau, dacă luam un strugure dintr-o da. vie, sau dacă luam o cireașă de la da. cineva, mă rupea cu bătaia. Da? Da, da, da. da. De da. ia zi acum, cum e cu bătaia? Dă-le acum o curea, să vezi cum te reclamă, vine poliția la ușă. Da, zile ceva. Cum? Zile ceva, zile la la unul care e mai brunețel, zil țigan, da? Că cum te dă în judecată imediat. zi la o fată care are asta scurtă, direct. Hărțuire. Hărțuire. Și așa mai departe. Da. Bă, pe o parte e bine. Da. Bă, pe o parte e bine. Fii atent aici. Pentru că și cu organismul ăsta nu e bine. Da. Nici așa, nici așa, nu, ok? eu am fost foarte, un tip foarte slobot, și la gură și la asta. Dar eu rar am, am jignit pe cineva. Eu să încep, să încep eu o, o ceartă cu jigniri și cu asta. Nu. Am așteptat să mă ca să-mi zică și după aceea bineînțeles că ce-a fost și la gura mea. Dar m-am ferit să jignesc în, în, în uh -huh. general. Așa. Bun, hai să ne întoarcem la primăria generală. Deci din câte înțeleg eu, cârstoiul ăsta al alianței, șansa 0-1. Stai un pic mă să se anunțe mă. Eu nu cred. Mm? Eu nu cred. Eu, totuși, cred că. Păi, n-ai zis că s-a anunțat. Eu n-am citit. A, 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 au spus la realitatea, dar eu, totuși, dar eu până, am, nu, eu am citit. Eu, până nu văd. Nu te supăra, vrei să spun ceva? Acum, eu vorbesc serios, decât să-l pui pe Crăstoiu, așa mai bine îl pui pe Lupescu. Pe cuvântul meu, de onoare, mai mare șanse cu Lupescu. Vă măcar pe lupescu știe lumea. Ne-amitica. Vrei să știi că uh, doctorul ăsta Crăstoiu, este un uh, foarte bun specialist. Dar nu are, nu știe nimeni. Aici nu mai e timp. În trei luni de zile... Aici să avem notorietate, ne-am Și Stii? să fi făcut ceva, mă... Bă, să fi, mă, să fi trecut printr-un... Cum a trecut doamna firea. Da. Printr-un râu uh -huh. de mizerii. Uh -huh. Și să rămâi ca briliantul uh -huh. strălucind în soare. Uh -huh. Ai înțeles? Uh -huh. Că nu i-a găsit nimic. Bă, nimic, bă, vai fi atent aici. Câți bani s-au băgat ca să o denigreze, tu îți dai seama? Ca să o scoată, pentru că le-a fost frică de un singur lucru, Horia. Că ea, dacă câștiga primăria, se înscria pentru președinția țării. Și atunci era deranj. Ah, deci astea le-a fost frică? Păi bineînțeles, se altfel la, o puneau. Se ducea la președinție? Da, altfel o, o, o puneau, o... cum mă vezi, cum te văd. A nu am știut o -a pe fost, asta. Nu, bă, le-a fost frică. Păi cine e mai deștept? Păi, a, tu nu vezi cine face jocurile, face dâng jocurile în, 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 în PSD? de mă? ce să nu le facă? Un om inteligent. Hai că de, acum poți păi să ce spui dâng ce vrei tu, dar spune-mi spune spunem, acum bă, că e ce inteligent. a făcut. Spune-mi că a realizat. Un acesta. om capabil. Spune-mi că a făcut ceva nu știu, cariera lui. Ce cariere carieră mă Vorbește de, de la sine. Ce carieră, ce carieră are ce mă? a fost ministru, ah. a. fost ministru apărării, a fost Mă întotdeauna... ce a făcut ca ministru al apărării. Păi și, alți Mă spune ministri... spunem dacă a făcut ceva în viața lui. Păi a, nu, palpabil nu înțeleg, cel Bă, palpabil. bă să facă o casă, mă. Să, bă, o casă. Bă, să facă... și a fi făcut casă el, știu eu. Mă, cred... Asta cred. Cred. Da, mă rog, hai. Să, să... Dar ne am că încă o dată M-a rug, rugat uh, cineva la Cruz să nu. Mai, mai ascultăm puțin, dar eu nu înțeleg ce e cu Dâncu Dâncul e un tip capabil. Ce -ți se pare un, un fraier, Dâncu, sau ce? Nu, no, mi se pare uh, un om șters care uh, uh, conduce România și face. Un parte om șters de... care a fost Fac... ministru, dar nu știu da, câte da. ori. Uh, să ai de 100 în buzunar câți miniștri tâmpiți am cunoscut eu. Da? I-am cunoscut personal. Reține ce spun N-aveau pic de minte Mie mi se pare oricum cu mustață Dâncu bă, mai, Cu o mustață exagerată cu glumim puțin Dar tâmpit chiar nu mi se bă, pare Băi, fii dâncu. atent aici ce spun eu A. Când toată lumea spune că în politică La vârful politicii trebuie să uh, Are un, un uh, După o poezie Are asta, uh, De la Craiova marele uh, cântăreț, uh, Zi uh, De folk Da uh, cum îl cheamă? Zimă. L-am văzut la sala Palatului. Cine? Tudor Gheorghe. Tudor Gheorghe. Are o poezie după. Da, ca și știu că e după la mine, din. din. lângă Balcești de acolo, un că La vârful politicii trebuie să alegi oameni slabi, oameni corupți. Oameni uh, proști, ai înțeles? Domnul, are o, o, o poezie din asta extraordinar Mă rog, hai să. să, să nu. Păi tu ai început, hai da, să ce. Bă, uzi, așa cum ai da. înțeles? Tu începi și nu pe aia îmi zici pe, mie. hai gata, gata, uh, gata. Uh, da. Pe mine uh, mă interesează dacă uh, vine un gospodar Da. Să vină Piedone, de exemplu, iar dacă vine doamna Firea, părerea tu, mea tu este... cu Firea, nu? Dacă, nu? Doamna Firea bate pe toată lumea. Da? Fac pariu pe când deci e și independentă. Chiar independent, dacă da. nu are... Chiar da. și independentă? Și independentă. Îi bate pe toți? Îi bate pe toți. el la bătaie cu, cu Piedone. La deci, bătaie. practic, lui Nicușor, scuze-mă, lui Nicușor, dacă intră și Firea, îi dai șansa treia? Măi, nu-i chiar așa, o să-și ia, și... să ia, voturile firea cu piedone. ne Devine periculos și Dan. Uh, din dacă cușor, ai, da. 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 dacă uh, vine doamna uh, firea. Dar știi cum te -te mi se pare... Cum... Uite-te la mine, știi cum mi se pare alianța cu primăria asta Că se scarpin așa. Eu nu înțeleg. Pun o no, bă pe firea, a, ascultă, a, puțin. ascultă puțin, ascultă puțin, pune o pune ori pe firea, ori pe piedone și ai închis povestea. Da. S-a terminat. Nu, ascultă, bă, ori firea, ori piedone, nu, tecul, nu mai trebuia nici campanie să faci, Crede-mă ce spun. Dacă firea sau piedone erau aleși și alianțe, adică tot partidul, ambele partide cu infrastructura mergeau, nici campanie nu mai trebuia. Făceau Așa. 75%. Așa, este. Așa, Așa, o să ajungă să plângă în pumni. Să ții minte ce spun. Să n-ajungă să plângă în pumni. Domne, domne, că... fii atent aici. Are și Nicușor, are și Nicușor bineînțeles. lui. bineînțeles că și Nicușor are, mai ales dacă dacă se se, uh, se confundă puțin uh, puterea partidelor. Mm -hmm. Pentru că ei prea cred că sunt tari pe sediștii ăștia. Mă prea cred că sunt tari. Și sunt vulnerabili. Yeah. Ce zici de Iohannis? Câștigă NATO? Dă lo lovitura vieții? Nu. No. No. Îl pune polandez, părute? Mie mi-ar plăcea. Ăla e un. Uh... Un bufon. Hă? Da? Doamne ferește să pui bufoni în fruntea la așa ceva. Sper păi... să nu fie cum zici că e bufon. Păi, de ce, uite. Ăsta al Ucrainei ce? Ha, mă rog, fiecare Ferești acum ști atunci... cum e cu părerea lui. Da. Dar vrei să spun ceva? A. Vrei să știu eu? o să știi că l-am apreciat pe Iohannis că s-a dus și a spus să-l explic. Doamne, eu mă scriu un precedent. Doamne, fii atent, Iohannis, pe meu, Iohannis a jucat foarte bine. Eu îl eu apreciez pentru, eu, eu, pentru, eu, eu, pentru asta. Eu nu sunt de acord. Cu... Și ăsta e să spun, eu țin că e român cu Iohannis Eu da, țin cu ai noștri, că doar nu o să țin cu rute Bineînțeles, nici eu uh, Unirea asta între PSD Și uh, PNL uh, Nu a, nu agrez Din punct de vedere politic Dar e mâna lui Iohannis, fratele Nu a lui Ciolacu Nu a lui... E mâna lui ăsta Arunca țara În, uh, în, în, în haos, în haos. Da. Dar ia simt tu altceva a cui e mâna la tot ce s-a întâmplat cu Rapidul? știu la ce te referi, că zice toată lumea că Șucu i-a dat în primire și că... Habar n-am, e prima oară când Nu, 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 nu e adevărat. Șucu n-a făcut așa ceva, fac pariu pe cât vreți. Că ce a făcut Șucu? Că el... Cum adică a fost vorbește a, lumea? nu, e prima oară când aud aberația da. asta. tu vorbești serios? Păi vin în oraș să vezi. Stai, 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 stai că e interesant Zim, da, povestește. Deci, ei, deci ce se burfește ei spun, în oraș? Ei spun în felul următor că șucul a fost Astăzi, de exemplu, la Ciucă da. Și mâine i-a curățat pe ea Cine? Cei care zic că se pricep Că sunt informații în oraș, nu? Da, și, unii chiar de lângă Șucu? De, 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 după lângă șucu. Așa, aș zic da. că e interesant. Deci, care da. e teoria da, eu nu, a, a, Asta e o teorie falsă. O te, o, te, o, o teorie... Și mi se pare și o teorie jignitoare pentru tot ce înseamnă șucu Pentru el. Nu, nu, o... nu, 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 nu poate să fie. Pentru că, domnule, eu aici la tine am văzut astăzi pe, pe TikTok. Da? Am văzut astăzi emisiunea mea de acum. Uh, o săptămână. Două luni. A, două luni. Două luni. Așa. Nu, două luni ceva. Când eu am fost la Dubai. Da. Eu la Dubai m-am întâlnit cu un reprezentant al FIFA. Așa. Și am spus la tine în emisiune aici, băi da. oameni buni, vedeți că este un ordin de la comunitatea europeană uh -huh. pentru toți care folosesc fumigene și pognitori. Da. Să-i radă. Să-i radă. Să nu, știi, știi spune -le, spune -le, spune și știți că ți-am zis, spune că ți-am zis. Și le-am spus, băi oameni buni, da. le-am spus, le-am spus la trebuie, băi oameni, atenție, băi peste o lună, S-a întâmplat exact ce am spus în emisiunea ta da, Așa e, așa e ai Exact în, da. ce am spus în emisiunea da, ta Dar nu, n-ai terminat povesti. Deci ce se vorbește în oraș, că ce a făcut Șucu? Nu, că De asta a fost la Ciucă Ca da. să-i curățe păștea Pentru că era Galeria, adică Galerie Pentru că știa că e avalanșe de la comunitatea europeană Și că se întoarce Și că se va întoarce tot împotriva clubului da, și a salvat clubul Șucu a cerut binecuvântarea să fie curățată galeria? Dom'le, nu știu. Asta e o ce-ți spun? Hai să nu comentăm spusele unora. Nu, nu, nu te întreb să comentezi. Eu te-am întrebat ce spun oamenii. Asta spun și nu e adevărat. Deci că Șucu ar fi în spate la toată povestea asta? Și că a luat binecuvântarea de la partid? Da, și nu este adevărat. De ce? Că a fost la partid și după aia, a doua zi? A doua zi a luat. Domne, asta e? Nu unde cred. ai auzit-o? La boschetărie? Unde ai auzit asta? Da, domne, da. Pe acolo. Asta vorbește lumea? Da, vorbește că e așa și malefic, da, da, domne, do nu că e malefic. Hai, bă, lăsați mă, lăsați-mă. Nu mai băga în ele. Bage, bage bățul prin, prin gard acum. Nu ne aminti -am că ca să faci așa ceva trebuie să fii malefic. Să faci așa ceva. Da. Să, să gândești așa ceva împotriva... Nu gare. a făcut și așa ceva. Nici eu nu. Mie îmi se pare o aberație. Da. Doamne, doamne, dar ce vorbește lumea. Da. Asta e ultima. Da. <laughs> Alu șucu da. Bun, ce crezi că s-a întâmplat? E un avertizment A zis Marian cu mai devreme la Fanatic Că e un avertizment către Șucu vezi doar de fotbal, bagă bani în fotbal Lasă orice fel de ambiție Asta e altă discuție Și asta o, 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 o discută toată lumea la, Și pe la boschetării Și peste tot Dar nu cred eu așa ceva Măi, mă, eu îl cunosc pe Șucu, Șucu e un om serios mă. Băie rețineți, este un om serios Nu se bagă în prostii are patru copii, are... Dar o a zis clar, o a zis clar, domne, nu mă interesează poate că de câte ori să tot Da, sigur că da. Dar crezi că... Iancu așa cu a zis. Domne, i-au arătat pisica, clar, lui Șuco. I-au arătat pisica. Ceva de genul, e bine, bagă bani în fotbal, că e foarte bine, veziți de afaceri, dar lasă numai fă tu vizite prin Asta, poți să crezi asta. E o greșeală impardonabilă, că s-a dus să vadă lumea, că se duce el la la Nu, dar n-a fost așa, că nu știi N-a fost așa. Trebuia să se întâlnească la parlament. Trebuia să se întâlnească Și Ciucă i-a zis: "Nu mai ajung la parlament că sunt în criză de timp. Vino repede Modrogan că stai mai aproape." dacă aveți, eu dacă eram eu. Da. iar Șucu i-a convenit pentru că Șucu e foarte aproape de Modrogan. Nu, nu, îmi puneam un semn de întrebare. Adică crezi că l-a atras în capcană? Domne poate și da. Da, e posibil. Pentru că șucu când a ajuns acolo s-a trezit cu presă. Ai, domne, ce dracu, domne, spuneți mie lucrurile astea, domne. nimic nu este de ce ar face asta ciucă? De ce ar face ciucă cu șucu asta? Eu fi refuzat. Da, da, da. Eu fi refuzat. Uite că la asta nu m-am gândit. Da, Și a dat o smetie? Câte smetie am primit eu și peste 10 ani veneau și să de eu s-am tras-o. Vorbesc serios? sigur că da. Eram la Comisia de Industrie și aveam uh, un coleg care, băi, fratele meu, vadim, eu mai țineam cu PSD-ul, înțelegi? Ba uh, uh, cu Anga Boagiu, ba cu uh, ăștia de la uh, PSD, înțelegi? Când, uh, Așa. Se discuta în comisie, uh, uh, Comisia de Industrie. Și uh, uh, eu, bineînțeles că țineam cu ei. Ei, la alți membri, eram trei sau patru. Țineau cu, cu PRM-ul, fii atent aici. Și Așa? Vadim a aflat de fiecare dată. Că astea erau secrete. Uh, uh, ședințele Comisiei. Bineînțeles că știa conducerea Camerii Deputaților. Și l-am descoperit. Era un prieten care mă curăța. În ce, dar, dar sigur? Da, da. Și n-am crezut. Uh -huh. Peste ani. Mă întâlnesc cu el la izoleta. Așa. După, eu știi că nu beau, el mai bea. Știi cine te curăța, nu? La Vadim. Ce să mă curăț? cu Vadim, mi-a fost prietenul, m-a curățat, Vadim, na, 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 na. Eu îi spuneam tot ce făceai în comisie. A rămas tâmpit. Am pus-o pe seama băuturii, știi? Sper că n-ai răs să te-ai la el, că nu e ai dat no, o bucată? Nu, no, nu, no, no, no. eu sunt foarte diplomat la chestii astea. Da? Ori ea, a? la nervi, omul face multe greșeli. Da? Iar eu, Dumnezeu a făcut să mă Da, Dar ți-a căzut fața? Te uitai la el mm, și nu-ți vrea să i -a crezi? i fi dat un cap în gură imediat. Nu? Dar am mers pe blat. Bine, să trăiește, am aha. mai stat un sfert de oră și mi-am luat viteză. La masă. Aha. Erau trei politicieni, Cu martor mi-a spus. Aha. Bine, poate a vorbit și băutura din el. Unii se mai și laudă. Nu? Nu, păi mi-a spus niște lucruri. A, am înțeles. Uh -huh. da. am înțeles. Așa că să nu crezi tu că cel care uh, vrea să te scoată din rahat îți vrea întotdeauna binele. Mm, da, interesant. Asta chiar e interesant asta și bună asta, da. Da. Uh, merită totuși băieții ăștia în frunte cu bocciul să stea 30 de zile? Nu. No. La închisoare? Legea mea, uh, 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 legea mea e de a da interdicție uh, pe stadion. Prima dată trebuia să, să, să judece uh, uh, comisiile FRF. Ai înțeles? Uh -huh. Numai că eu am spus-o aici. Este ordin la comunitatea europeană. Comunității. 30 european. de zile, ne miti, că nu e mult. E mult. Poți e să stai mult. 30 de zile după gratis. E mult și să știi că bocciul era civilizat. Uh -huh. Dar știi ce s-a întâmplat cu Bocciu, nu? A. Deci au venit, la au luat masca. Așa s-a întâmplat, acum nu că au venit, au vrut mascații a. să le ia. L-au luat mascații fix în ziua în care el era acasă cu familia, are două fete și una dintre fete a aniversat 15 ani. Da, nu e bine. Nu ce e bine. părere? Acum am văzut Deci am văzut. era un mijloc cu zilei de naștere a fetei. Nu pățește nimic, după părerea mea, pentru fumigene, să nu aibă altceva pus Ai în altceva. Dacă o dai în, în arme, în altele astea, să nu mai știi. Să ce nu acolo. fi găsit uh, arme. Alte, alte nenorociri, nemitică. Da, a, 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 atât. Dar dacă pentru. Pentru ce s-a întâmplat? Nu. Bun, și pe Nicolae, de ce l-au luat, totuși, cu ascați? <laughs> e o întrebare da? foarte uh, bună, care și-o pun toți. De ce l-a luat pe Nicolae și ce a spus Nicolae? Da. Deci de ce l-a luat și ce a spus? Și ce a spus. Uh -huh. Că în urma spuselor lui ia da. avalanșa care... Uh, Iar pe el l-au eliberat. Da. Nu? Și lumea e ciudată. Lumea vorbește. Dar... E tânăr, Nicolae, nici fără experiență, îți dai seama dacă îl un, un procuror și, zbă, și, scutură, scutură puțin, spune și țâța care e sub toți. De la maică, a? Da, dacă nu deci de asta l-au luat. Dacă pe... nu treci prin necazuri, și dacă de... n-ai e... de a l-au luat pe Nicolae să-l sperie, de aia l-au luat așa, pe sus? Ah, bineînțeles. Să-l intimideze? Mă, când vin la ora 6 dimineața, la tine, Aha. la ușe, fii de aici, Procurori și cu vreo 10 au venit la mine, fii de aici. Și cea casă l-a puricat, până când ta. Și țiglele uh, uh, după casă ăsta. Uh, uh, Fii atent de aici. nevasta nu mai e om un an de zile. Dacă ești cu copiii, copiii sunt traumatizați pe viață. Fii atent aici ce spun eu. De asta spun că uh, bietul Bocciu, săracul, uh, eu l-am cunoscut o, o, odată, e un om cu care se putea înțelege. Să știi, uh, Bocciu ăsta. Pe uh -huh. onoarea mea, dacă te minți. Da, da, e foarte interesant ce ai spus. Ce-o fi spus, Nicolae? Asta e, așa, întreabă toți. Mă întreabă, băi, ne că știi ce a spus Nicolae că nu știu, încă băajul gurăboasă. Da, da. Asta e întrebarea din oraș, a? Da, da, da. Ne aminti că nu știi ce a declarat. Nu știu, încă băajul da, Nu că știu, după aia nu știu. A, după da. a urmat. Am și a nicio res... informație, dar mm -hmm. nu cred mm -hmm. că Șucu și Nicolae sunt vinovați uh, de ceva. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu cred. O să afecteze cariera lui Nicolae, toată povestea asta? Dacă e implicat, da. Mm? Dacă este implicat, da. Mm -hmm. Și nu știu ce statut a avut. De inculpat, de suspect sau suspect de martor? Suspect momentan. E suspect momentan. Atunci e nasol. Mm? Și e... E suspect e nasol. Da, e nasol. Plus că mai e uh, comuni... uh, o chestiune rea la uh, Mai e o chestiune rea. E posibil să aibă și interdicție pe stadion, uh, Nicolae? Păi nu, trebuie să pentru asta trebuie să dea un, asta poate să-ți dea și, și jandarmeria, să știi. Da. Bine, tot hotărâre judecătorească îți trebuie. Da, dar da, dacă, dacă cumva îi dă interdicție, o să fie problemă mare și cu postul. Cu postul, că Nu mai știi cum e. Nu, nu mai, nu mai poți să faci ceva. Stai Atunci ai văd caracterul lui Șucu. Da? Da. Păi bine, Șucu și-a arătat deja caracterul. S-a dus la conferința de presă chiar în ziua aia și s-a făcut scut pentru Nicolae. S-a dus om o oră. Și-a răspuns. Foarte nu a minuț. fugit. Nicolae de abia venit, era într-o altă încăpere, I a zis, Șucu, las că ies eu, nu-i cazul să ieși tu, că cine știe ce spui, că era supărat, na, așa, și-a ieșit Șucu. Stai un picuțu. Șucu a ieșit când uh, Nicolae era liber, mă. Păi da, când l-au eliberat. Atunci e ca și cum... Uh... Hai, nu e, oricum e să spui reputația, să te duci să-l pe Nicolae, că nu, poate nu știe nici Șucu ce a făcut Nicolae, sigur. Hai să nu mai comentăm, că atunci le dau dreptate elora care pun întrebări. Niște întrebări. Și nu vreau că tu bagi bățul prin gard. A, păi asta e meseria mea. Păi să știu, știu, cu asta știu, mă, numai, numai, Unii pescuiesc, bag bățul prin Dar, dar gard. nu mai implica pe mine în, în, în dar tu, în tu alegi dacă te implici în sau nu. răspunsuri. În răspun, nu vreau să răspund. A? Nu, nu, nu? vreau să răspund. am înțeles. am înțeles. Deci nu se asta Și asta cu conferința al lui Șucu, am înțeles. Bă, da, mă auzi? Nu, n-aveți voi prea multe scenarii la boschetărie? Acolo n-ați văzut prea multe filme? Băi, acum am duc la boschetărie la ei Așa Mă așteaptă Așa, da. Bun, ce s-a întâmplat cu uh, Rapidul? Exact ce am vorbit la tine aici Așa. Tu m-ai întrebat Cine îi mai încurcă pe Rapid? s amintești ce întrebare mi-ai pus? Da. Și eu am spus, numai ei Și cât de curând Da. Pentru că înainte, după orice meci cu Steaua N-au mai câștigat Au pierdut și 3-4 meciuri Păi tu crezi că, din punct de vedere nervos și fizic, dar nervos, un meci între Rapid și Steaua nu-i pune la pământ pe jucători? Păi tu ai văzut ce haos era în, în, în echipa uh, uh, Faru? I-a bătut tactic, uh, fizic, tehnic? tehnic și nu știu dacă mai uh, uh, alți termeni. Uh -huh. I-a bătut la vestiere. Hai de mine. Iar Hagi e de felicitat. Mare. Da. Exact. M-a apuntat unde trebuie fie atent. Așa cum aseară era gata, gata. Ăsta, antenorul de la Sepsi să-i se încurce pe ăsta cu presingola. făcut trei. Pe cei patru De ce a greșea, Daua de, de, de Oameni, ori, cum s-a Daua? Nu, ăla mai, mai rău decât el Cine? Uh, înghezana? În Ma mai rău înghezana? Da, mai rău, amândoi, știi din ce cauză, nu? Adică ce, tu îi scoteai pe amândoi la pauză? Da, categoric uh -huh. Din ce cauză? Din cauza presingului pe care îl făceau trei, cei trei din, din, față la, apărător. Ei nu sunt, Steaua nu e învățată să vină cineva să facă pressing în, uh, Jumătatea de teren a ta, a, a, a stelei, uh -huh. a, pe linia de 16 metri. Băi, omora, fia de. Mă să nu se prindă unul, mă Dam numai mijlungi. Îi omoram, Cinci de dădeam Ei începeau să paseze, cum fac ei, steaua, între funda și central. Băi, era imposibil. Trebuia să le dea a, 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 ce ocazie au avut astea asepții și nu s-a prins nimeni. Da. Stai, stai, stai asta e să meseria vedem. dracu, să știi asta. Mă să vedem, că să vedem acum, să vedem apărarea asta lui FCSB cu etapa viitoare contra lui Luis Munteanu. Că e farul FCSB. A? Convingerea mea că nu, nu poate uh, să câștige uh, farul cu, cu, steaua. Nu poate să-i bată? Nu? Asta crezi? Dacă sunt valizi toți ăștia de la steaua, e greu să bată. Uh -huh. Dar dacă bate Hagi... Se bate la titlu dacă bate Hagi? Convingerea mea că dacă bate Hagi da? pe Steaua, nu mai pierde niciun joc până la final. Niciun joc? Hagi? Ni da. Păi a titlul înseamnă. Dacă, da, dacă îi bate pe Steaua. Bine, ar fi cea mai mare surpriză din de -ar la fi, revoluție. Nu n-ar fi surpriză. Na, dar... Deci dacă îi bate pe FCSB? Da, da eu zic că nu-i bate. Nu, dar dacă îi bate pe FCSB, Hagi nu mai, pie, nu mai, nu mai uh, pierde, nu nu ai, da, da, asta înseamnă că e a titlul. Păi asta înseamnă. Păi poate să ia. Ce te miri? Băi, și Craiova poate să ia titlul. Da? Vai, de mine și de mine. Ha? Astăzi Angelescu uh, a detonat o bombă aici la Fanatic și a anunțat astăzi oficial că ținta numărul 1 a Rapidului pentru vară este... E că e simplu, tocmai ce vorbim. Este Hai, mă, Luis ce. Munteanu. Ce bombă e asta, mă, Rapidul are uh, vârf de atac mai bun decât Luis Păi lui nu, că a zis că nu. Le a zis uh, Angelescu, avem oferte deja foarte mari pentru Rahmani și nu știm dacă mai putem să-l ținem din vară a zis. Și vrem să-l aducem pe Luis Munteanu, este ținta noastră numărul 1. e lovitură dacă reușesc? Nu. No. De ce ne mitică? Da. Mă lași mască, mă că credeam că... De ce? E jucător bun, dar nu este, de exemplu, de nivelul lui Coman. Așa. De era. nivelul, nici al lui Rahmani nu e. Hmm. Eu altfel văd Luis Munteanu nu e de, de, nici de nivelul lui și nici la lui Va fi, că e tânăr. Dar, da, acum nu e? Nu. Și al, ce vezi? Adică cum ce vezi? Că ești că altfel văd ce? Eu altfel văd fotbalul. De exemplu, uh, am văzut și, și, comentatorii și toți, îl fac pe ăsta pe ăla, Popescu ăla, da? Varză. Pătavii Popescu. Pe Popescu, Varză. Da. Dar dacă ei -ă, dacă iei meciul de ieri, de exemplu, și vezi ce pas a dat da. și ce-a încercat să, să, să facă în permanență, atunci îți dai seama că ai putea să scoci un jucător de rasă din el. Iar alții care aleargă precum armăsaru și când se lovește mingea de el ca de, stâlp, ca de arcul de triumf, ei facem fotbalisti până la Dumnezeu. Da, dar vezi că Tavi Popescu n-a prins niciun lot. E prima oară, niciun lot n-a prins acum. Zero, da, nimic. Bine, aici nimic. A, 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 și Antenorii uh, de la a, Under 20. Uh, 21. Uh, mă rog, Under, de la Under, da. Niciun lot n-a prins, neamitică. Pancu e pan Pancu trebuia să-l cheme. A greșit Pancu? Nu mă interesează. Nu, nu mă interesează mm -hmm. Adică totuși merita să-i dai puțin să îi dai o mână de ajutor băiatului? Că, ce dracu' mai joacă la Steaua titular și La FCSB La, la FCSB titular care este uh, uh, Pe primul loc în uh, România Și nu-l chem la un lot Unde sunt numai desculți. Da Treaba da. Fiecare cu strategia lui, nu? Da. Ne Apropo, ce a făcut pe scobar al tău? Ce a făcut? Păi i-a plecat la risa N-ai citit? Care la Arise, Mâna bă? dreaptă. Păi a avut, are două la Nu știu, la aia, ci că cea mai tare. N-ai citit? Băi, eu n-am citit. Da? Da. Mm -hmm. E aplicat la... Da? care din Larise care are două? Avea păi, două. A, aia de la Taverna Racelor. Păi și asta e tot... E una... A, o, cea de la Timișoara a plecat? Nu mai știu. Ca alta am văzut Nu știu, eu. Bă, regia, ia vedeți, uitați-vă. Larisa Ailalt am văzut-o eu a, aici. Înseamnă că Larisa aia de la Timișoara. Nu știu. Eu, uite, și de pe la tot Cluj. Stai să ne uităm. Da, cum? Da. A, cum? Aia de la este, că spun imediat. Ia să vedem. Larisa Pescobar, ia să căutăm aici. O, manager de, de excepție. Da, E puțin, -o să fi certat cu nebunul ăsta, că și ăsta nu are toate țigările pe casă. Da? Nu e sănătos? E, e sănătos, dar e... Nu, auzi, Eu, și e că, ci... că nu de la Timișoara, ci că la aia... uite Larisa da. lui Pescobar, apariție incendiară da. după ce a demisionat de la taverna Racilor. A, ah, înseamnă că aia mai de, 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 care era mai de ani de zile. S-a terminat povestea la taverna Racilor. Larisa Popa, da? Cel mai tare manager l-a părăsit pe Pescobar. Da? Și asta e uit tare. uite Și asta e tare. Da, și asta e tare, care e Larisa la ce, care asta la asta era cea mai tare, asta ce că era cea mai tare. Bă, eu e nu... greu. Larisa pe Scobar, da, manager la Taverna Racilor și cea mai de încredere persoană din anturajul lui per Scobar, Da? Era dar că ea care era și a, -a dat -a demisia. E super super meseriaș. Da. Da, Aia. și ea, da, 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 da. Se împacă ei, vezi, -te. Cum? Se împacă ei. Uh -huh. Pescobar... Ia zice, iau ce ce fata, ce am fost cea mai tare manager de la Pescobar, este corect, întrebările o să tot curgă, toată lumea mă întreabă dacă mai muncesc, o să văd ce voi face mai departe. Uh -huh. a, se împacă ea cu da? Pescobar. Pescobar uh -huh. nu e a a fraier, vezi de Ne Ce face până la urmă Gigi? Lasă echipa la fete sau nu? Că tot l-am văzut zilele astea. Că tot... Pe ce? Moare? Păi nu acum, nu mâine. Ce dracu' băi, cu 10 ani mai mic decât mine. Voi gândiți-vă că mai are cel puțin 30 de ani de trăit de acum înainte. Da? Da. Să bucură de echipă, mă. O dă la fete? n nicio. niciodată. Ca să fie înjurate de toată... Adică să le facă un rău. Da, da. De sculții, ce dracu'. Mamă, fii atent știre aici. Ai. Pe fanatic. Apropo, că uite, chiar vreau să te întreb. Ai avut vreo treabă, vreodată treabă cu bitcoin Te-a atras asta? Nu, nu, nu. Nicio... Nu. Nicu nu. e că... Să să Doar spun de... o secundă, o secundă. Da. Mă uit pe fanatic, bitcoin a, atus, a atins pragul maxim. Un bitcoin costă astăzi, deci auzi, că nivelul maxim, 70.000 de dolari. Un bitcoin. Ia, te rog, zi. Fii atent aici. Eu sunt totuși uh, un, un țăran autentic, da. cu o frică de sărăcie. Dar nu mai poți. Și acum la aproape 80 de ani. Da. Mi-e frică de sărăcie de dracu, în, înțelegi? Wow. Pe care nu l-am văzut niciodată, dar mi-e frică de el. Înțelegi? Așa și de Bitcoin. De, de de, I-am spus o, o femeie, mă, tata, dacă te baci pe burse și pe astea, trebuie să te duci să studiezi. Da. Te duci la Londra un an de zile, uh te angajezi, te angajezi la bursă, uh gratis. Ca să te țină ei acolo, da. înveți meserie și după aceea începi să joci la bursă. Până, până atunci nu. Dar dacă vrei să-ți averea, nu juca nici la bursă, nici jocuri de noroc, nici bitcoin, uh -huh. nici altceva. Uh -huh. Dar de ce? Dar Nici îngerii lui uh, uh, Ionel. Da. Deci nu, n-ai încredere, nu? Nu. No. Ți se pare o păcăleală, nu o vrăjeală. Nu mai e munca, mă. Eu am încredere numai în muncă ce fac... Uh -huh vând sau cumpăr. Restul, dacă așa am fost învățat. Dar nemiț că cine ți-a făcut ție cultura banului? Adică cum ai învățat? Mama. Da? Mama mă e, trimitea cu coșul de ouă în piață. Da. Îmi punea ouăle mari deasupra și îmi spunea că era o mai mare, așa erau numai două trei. Îți dai seama, când iei ouă cu ple aici, aici două. Ouă. Da. Și pe amicul îl pui de fiecare dată la mare la arăți Uh, da, da. și aveam șase ani. Așa. Ai înțeles? Cu găina în brațe la, la vânzare, țipam cât puteam de asta prin, prin uh, piață. Înțeles? Cu găina sub braț? Da. <laughs> ce, ce <țipai? laughs> Hai la o la în da, da, da. 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 Îți dai ce, ce puteam da? să, să, să ce, fac ce? Eu. Vând două! Ce, ce, Mamă, când am, am, am făcut așa vreo 12-13 ani, da. mi-era o rușine, mă trimiteam mama, nu mă mai duceam. Îți dai seama. Uh -huh. Dar când eram mic, cred că eram 7-8 ani. Dar așa. cum strigai? Hai la ouă! Doamne, dar ce... Uh? Da, cum dar zice? Ce... Vinde ouă Sau cum? Nu știu, ziceam, am uh, trei, trei ouă la kilogram. Trei ouă la kilogram. <laughs> <-s> atent, <laughs> aici. erau mari. Erau mari, da, da, da. Uh? Uh? Da, da. Stai să ce prostici, ce poezii. Uh, mă pregăteam să... să... Aveam o piață în Bălcește acolo, venea lumea duminica, când vezi cu ochii, în toate satele, în toate astea. Copilărie nefericită. Am, am, Lasă am, că te-ai ajutat. Am ajutat. Bă, a ajutat. Băi, știi ce m-a ajutat? Nu mai am anturajul. O să râdeți. Eu am fost numai în grupuri de oameni deștepți. Mm -hmm. De exemplu, pe unde am fost? Am fost la Vâlcea. Bă, dacă jucam poker, jucam numai cu intelectuali. Intellectual. Care. Nu uh, e. Uh, 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 de asta. Educația de grup. Am avut antenori deștepți, antenori care s-au ocupat uh -huh. să ne învețe cum să mâncăm, cum să ne comportăm și așa mai uh, departe. După aceea, în activitatea mea de, de conducător, am fost numai în elite, adică între prim-secretari, între ministri, uh -huh. între șefi de securitate, de, ă ăștia toți, în, care nu mă lăsau nu, să greșesc. Dar aflam toate jmecheriile, uh -huh. de la toți. Uh -huh. Înțelegi? Deci contează anturajul enorm. Wow. Dar spune păi, eu... Educația de grup. Dom'le, grupul. o yes. chestie. La Lubogdan sau nepoților le-ai făcut uh, educația banului? E, bineînțeles. Adică le-ai făcut, nu de mici, nu, lasă, Bine... nu la 20 de ani. Nu tot. Eu uh, ți-am mai spus -o și o repet. Copiii mei, eu puțini bani pe care am avut, sau mai mulți, da? le-am pus într-un bol așa. Da. Salarii, tot, alți bani în casă n-am avut și și Bogdan sau Manuel, Dumnezeu să-l odihnească, care a murit, ei luau cât de trebuie. I-am spus, bă, puteți să-i luați unul pe toți. Răbdăm până la sfârșitul lunii, Înțelegi? Așa și ăștia acum. Nepoții mei știu ce valoare are banul, Înțelegi? I-am spus, băi... Le-ai dat vreo lecție vreodată să nu țină, să nu uite? Mai dură! Dar le zic le, le zic, 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 băi, tată, banul să facem foarte greu. Dar să cheltuie așa de, de uh, repede. Cum nu vă puteți uh, imagina, uh -huh. ai înțeles? Ca să poți să cheltuiești bani mulți, trebuie să faci bani mulți. Uh -huh. Că nu poți să cheltuiești dacă n-ai. Corect. Și atunci te împinge. Că te nenorociri. Da. Ori te aiurești cu drogurile, ori te bagi la furat și așa mai departe. Uh -huh. Uh -huh. Iar copiii mei n-au suferit. Hai, un -a co fost ca un mine. copil, de exemplu, -a mic, a fost ca mine. Un copil la, mic la 10 ani, tatălui ar trebui să-l învețe ce înseamnă banul? Da, bine, nu. Să-i facă educația banului? De exemplu, pleci cu el. Da. Tată, ce vrei să, să mănânci? Asta, 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 asta. Foarte bine ia mai vrei? Aș mai vrea și asta. Tată, nu ne ajung banii. Trebuie să luăm și mamei o floare. Ai înțeles? Uh -huh. Ela, ai înțeles? Da, da, da. Sau să-i luăm și mamei o prăjitură. Uh -huh. Am înțeles. el, nu există... Mă, cop, cop, un copil... Când îi spui de maica sa? Da, nu. Oh, 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 oh. Uh -huh. Noi suntem niște animale. Oamenii. La fel niște da. animale, înțelegi? Tu ai văzut cioara, își învață vulturul, își învață uh, uh, puii, așa și omul, își învață puii, uh, uh, cum se face. Va... Ai văzut vulpea, cum învață uh, puiul ca să prindă uh, uh, hârțogii și așa mai departe, să dea atacul la găini și așa mai departe. Lupul, mă tu ai văzut, toate animalele astea uh -huh. au un cult. Mă tu ți-ai pus vreodată întrebarea, că eu mi-am pus-o de mic și o spun acum. Yeah. Mă, de ce știi că sunt mii de buruieni otrăvitoare? Mm -hmm. Dacă o, o vită mănâncă o singură gură de, de floare otrăvită sau frunze otrăvite sau uh, uh, buruieni otrăvite, se umflă și moare. Ai înțeles? Mm -hmm. Sau moare otrăvită. Fii atent aici De ce crezi tu Cine o educă pe uh, vita aia Să nu mănânce uh, iarba otrăvită Firea Sau Fii atent aici Firea fii atent aici. <laughs> Sau Fii atent aici ai pus vreodată întrebarea Porci mistreți Da Mănâncă ciuperci Da Păi de unde știu a? Stai să vezi O ciupercă Au făcut experimente da. O ciupercă otrăvită În mijloc Au 100 de ciuperci Da a venit haita de, de porci, hop, 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 n-a mâncat nimeni. Cine ne-a spus porcilor să nu mănânce uh, uh, ciuperca ciuper otrăvită? mă spui pui întrebările astea sau nu ți le pui? Da. Eu mi le-am pus de când eram mic. Uh -huh. Ai înțeles? Și cine inva instinctul sau învață părinții? Convingerea mea că este numai dresajul în fața da, 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 adresajul. Deci așa, adică, așa și ce cu... vede? Ce vede la, la părinți, la asta părinți așa, asta așa, și cu, așa și cu așa cu copiii, nu? Da. Dacă vede că arunci cu banii și joc, asta o să facă și el totul. Viața. viața. Dacă vede că respecti banul, dacă vede că ai grijă... băi frate, să strângem bani să ne cumpărăm o pereche de uh -huh. Adidas scumpi. Uh -huh. Cât mai ai o horia? Câți bani ai ca să... mai îmi de... mai îmi lipsesc 200 de dolari ca să cumpăr și eu al lui Jordan. Mă mamă? Nu am mamă. Nu am. Dar ai răbdare. Poate peste două luni o să-i avem? Da, peste, peste două luni o da, avem. Uh -huh. Înțelegi? Pentru că trebuie să simtă viața. Uh -huh. Iar educația, încă o dată, educația de grup, măi, fratele meu. Măi, dacă vezi pe că se droghează și ai venit tu aici, uh -huh. o reziști o lună zis două. A treia lună ești mai drogat decât ei. Că e rău să fii copil de bangata? Nu. Să aibă părinții nu. milioane? B b băiatul meu a fost da. o, o băiat de bani -gad, uh, gata. La șapte ani i-am adus din Irlanda de Nord motocicletă electrică. Ai mai pomenit așa ceva? Lu' Bogdan, Lu -Bogdan. Da, așa. Da, electrică, care acum se plimbă ăștia pe stradă, eu i-am mm. adus-o. Două. -o, Unul. ani. 40 de ani. Acum 40 de ani. Se ducea la antrenament să se închina lumea pe stradă. Uh -huh. Cu motocicletă electrică. Și mi dat Deci seama. tu acum cu câți ani? 40 ai, de ani. E adus motocicletă electrică? Uh, uh, da. Ce vedem noi acum pe toate drumurile. Da, 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 Ce e la modă. Da, da, da. Așa. Și fii atent aici. Și din ăla care l-agățeai de bicicletă și uh, era tot un mini bicicletă, dar acoperită să nu plouă. Să, așa, așa adică fițe, de... cum ar veni. Fițe, fițe. Da. La, eu la copie le-am făcut fițe. De... Da. Înțelegi? Și se închinea lumea că nu mai văzuse așa ceva. Că nu s-a auzea nici zgomotul. Că mm. aia face... Da, era și silențios. Da, da, da. da. Să ducea la antrenament cu uh, a da, venit venea cu o motocicletă. Și îmi spune un doctor, ne-au Dumnezeu să le Băi, domn președinte, eram președinte la. la, la Brașov, nu știu, da, pe la Brașov. Eram președinte și îmi spune, domnul președinte, nu-i bine. De ce? Ce, domnule? după antrenament, este transpirat și pleacă cu. Transpirația pe el. Cu transpirația pe el și, până și acasă Trage era. și cu aer. Da, cu până el. acasă era un kilometru din centru da. până. Asta, sau un kilometru jumate, nu era uhum. mult. Dar i-am interzis să mai să ducă la uh, când era... -am înțeles. Uh. Și tu ce vrei să ieși? Că uite, chiar dacă l-ai răsfățat, Bogdan, ești un băiat extraordinar. De chiar dacă Uai. voi l-ați răsfățat ca și cum aveți milioane. Dom'le, eu uh, copilul ăsta, eu nu i-am spus niciodată, nu fă asta. Uh -huh. Sau, băi, dă-te mai încolo. Nimic, eu nu l-am simțit. Pe, pe Ai a avut vreodată neamitic 100 de milioane? De-a lungul vieții? Să ai avere de 100 de milioane. Să fie viața să te duci spre o avere de 100 de milioane într-o zi. Într-o zi n-am Nu, nu, nu într-o zi. Să ajungi la așa ceva. Domne. Sau e prea mult? E prea mult 100 de milioane. Dar așa, proprietăți și asta. Peste jumate, Adică peste 50 A, de milioane? Peste 50 de milioane nu e nici, nimic păi ce, e munca secret. ta? Ce, ți-e ce, rușine cu munca noastră, ta? Sau ce? Da, munca noastră, sigur. Uh -huh. Deci proprietăți, nu bani, eu, adică, cu totul, adică peste eu, 50 de milioane, Eu nu? de... Ca avere zici tu, da, acum, nu? Eu de 12 ani Da. nu am nimic decât da. pensia. Știu nu mi-ai -ai zis, ai tot avut. Nimic, nimic, am nu, dat Nu, tot, eu am înțeles, păi tu ai zis tot, ca avere, am, cu proprietăți, nu, cu blocuri, cu am tot, casa care Amunțeles. o mai am pe numele meu. Restul n-am nimic. Nimic, 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 nimic. Am Cât îi trebuie, ne amintim la un tânăr, un tânăr care termină facultatea, da? La 20 de ani, să ce? Azi, în ziua de azi, câți bani trebuie să pornească ceva, nu de succes imediat, dar ceva să aibă o șansă în viață? Câți bani trebuie, după părerea ta? Dom'le, dacă vezi multă carte, n-ai timp să faci avere. Încă o dată spun. Da. Dar trăiești toată viața bine. Da. Nu ești bogat? Nu ești bogat, dar trăiești toată viața bine și tu și familia. Și respectat. Și respectat. și să îți duci copiii bine, ai timp de așa ceva. Dacă riști, poți să faci avere multă, uh -huh. dar uh, mulți sau nenorocit. Da. De, da, exempl da, de exemplu? Exemplu? Da. Exemplu meu. Eu, acum, uh, în 2007, Puteam să mă, Când a venit în 2008, când a venit criza, 2009, aia nenorocit, eu puteam să pierd. Să devii sărac? Da. Pierdeam cam tot. Adică da. era, un, era un dezastru total? Da. Dar da. ce s-a întâmplat? Ce-i păzit? Dom'le, am băgat uh, 8 milioane jumate într-o afacere da. și n-am avut banii și am luat împrumut. Aveam eu... Aveam în spate uh, hotelul. Da. Înțelegi? Gaj cum ar veni. gaj. Dar când te ei bani de la bancă, nu te duse ei de 8 milioane jumate. Mi-a luat de 30 de milioane. Da. Mi-a luat tot. Da. Ca să-mi dea 8 milioane jumate. Mi-a luat lua triplu. Mi-a luat tot. Uh, uh, cam tot. Acum 15 ani. Da. Fii atent, 16 ani. Acum 16 ani. A venit criza, pierdeam în jur de 60-70 de mii de euro pe lună. Asta un an de zile. Al doilea an, că trebuia să plătești uh, salariații. Normal. Uh, Roata se învârtea. E, da, era, era o, o nenorocire. Înțelegi? Și fii atent aici. Dacă nu vând, îmi ia banca tot, că nu mai aveam uh, uh, bani să plătesc la bancă. Și banca a venit și a zis. Vă dăm 60 de zile, sau 90, nu mai țin minte, sunt ani de zile. Da. Vă dăm 60 de zile, dacă nu ne dați banii, toți, fii atent aici, Nu am mai vrut să mai dau, uh, 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 uh. Am toți. Zice, toți 8 milioane. Toți 8, uh, milioane, uh, exe vă executăm. Uitați, domnule, că uitați, nu, 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 n-ați citit niște paragrafe. Scris mai mic. Mai mic, da, da. da chiar așa era. Am rămas tâmpit. De asta îi spun o fiul meu, bă, tată, citește și printe rânduri. Uh -huh. uh, uh, înțelegi? Și... Am zis, păi știi n că de se unde. zice că băncile cei, și că mai, cei mai mari cămătate. Stai, stai, Păi n-am de unde să, să vă dau bani. Nu? Da. Și banca... Nor noroc că... Uh, mai aveam o le puse în mai multe uh, Hoșuri, coșuri. Da. Dar atunci am vândut în pierdere și am pierdut 4 milioane. 3 milioane și Da va, Da, te-ai salvat? Da, da, m-am salvat și am băgat bani în, în imobiliare. Și ai început și, să crești. Și vreau să, să mai spun o chestie. Să mai spun o chestie. Și cu imobiliarele. Prima dată, prima dată, m-am apucat eu, eram președinte la ligă. Așa. Și m-am apucat și am făcut 16 vile. N-aveam niciun leu. Bă, niciun leu, ține minte. Că banii care îi aveam îi băgam în, în, ziare. Ai înțeles? Scoteam eu bani din ziare, dar nu ca să poți să construiești 16 vile. Ai înțeles? Pentru că erau cheltuieli mari și cu ziarele. Nu era hârtie, trebuia să te duci. -a -a. Așa. Eu am muncit în, în, în decursul vieții mele extraordinare. Băi, nene, și fii atent aici. Când am văzut că alunec, m-am oprit cu asta. Băi, când m-am oprit, fii atent aici. Am crezut că mor. Pierdeam toate ă, ăsta, că banca, tot așa, am luat un, un de două toate milioane. vilele. Da, toate vi vilele, dar nu, mai, nu că pierdeam vilele, fii uh -huh. atent aici. Pierdeam și hotelul. Pentru că banca. În, în ce dată, an era asta? În. În. 2004, 2005. Nu. Uh -huh. Nu, în. În 2000. Mă. 2000 în 2000. 2000 mă. În 2000, în 2004 și 2005, venisem paturnante, iar. Uh -huh. uh, 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 înțelegi? Până în 2008, în 2008, iar am căzut, iar m-am ridicat. Domne, am riscat. De exemplu, nevoia asta mi-a Păi nu mai luam prumut bancar că ne ducem, ne pun, te, te distrugi Ne iau și sufletul nu, din Nu, noi. nu, eu sufeream Da, nu da, erai prumeni. stresat da. Eram stresat Păi bine, bă, eu am făcut numai cu un prumut bancar tot ce am făcut Da, da. Deci ai avut câteva cumpere pe bani grele de tot Păi am cu Bine, eu am fost băiat de ștem Măi, am, -am, deci, -am, pu pute m -am, m -am vândut ziarle când mergeau Da. de-aici uh -huh. Cât ai luat pe cât ai luat pe Nu, nu, nu mai mi-amintesc. Păi ce mai contează? Nu mai zic, tot e cu 30 de ani. Nu, nu mi-amintesc. ți a spune? Ce mi-e frică de ceva. Dar am luat bine. Adică, mi-am cumpărat pământ. Da. Ai mutat bine. Am mutat bine și am mutat în imobiliare. Unde mă pricepeam. Acum mai afacere să iei pământ, să cumperi pământ azi? Asta e singura afacere posibilă, sigură, în România. Da? Să cumperi pământ. Nici narcoticele mai bune decât pământul. Fii atent aici ce spun. Eu am cumpărat de la Becali acum un an. Da. Cu 300. Da. Într-un an de zile. 300 de euro metru. metru și acum e 500. Uh, Mi-a dat și 6 pe el. Un, da. unde, la anul e 1000. Peste 2 ani e 1000, 1200. Da, 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 Deci ai avut cumpene să, de, să, fi, să, să ajuns sărac, uh, cum să spun, lipit pământului. Ai avut 2-3 cumpene mari pe bani. Oh. Am avut multe, bă, fratele Cred că avut... patru am avut, dintre care trei Grele. Uh, grele. Dar deveneai sărac, nu era gata. Se te... Bun, te adaptai la viața de sărăcie? Nu, nu era. Nu, nu. Tot. Uh, 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 veneam pe turnantă. Mai găseai altceva, inventai nu, altceva. N-am avut o lepuse într-un singur coș. Am, am mai avut și alte uh, mici restaurante, că știi, de știi pără... Am înțeles, da, am înțeles Cumpărasem da. niște vaporașe, cumpărasem astea care totuși, făceau uh, uh, bani dar uh, nu făceau ca să construiești să bagi 34 de, mi de, de, de milioane în am înțeles, Dar nu mi-ai zis, unui tânăr câți bani trebuie minim acum, după părerea ta? Dom'le, după părerea mea Da Unui tânăr îi trebuie cam 5.000 de lei pe lună ca să trăiască bine. 5.000 de lei să nu facă nimic și să, 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 să nu construiască nimic. Și, și să, nu, să nu înceapă nicio afacere. Și să înceapă cât Nu. Să înceapă 50 de mii sau e puțin de euro în ziua de azi? Cam 100, 150. 100 de, de mii de euro? De mii de euro, ca să începe o afacere să câștigi. Uh -huh. Să câștigi. Adică, uh, sunt multe uh, în care poți să scoți bani, să știi. Adică? De exemplu, ți-am mai spus și -o, o, o, repet. Eu dacă făceam două hectare, trei de hectare, că ave aveam aici, am 9 hectare la, da. la Corbeanca, 9 hectare de 7 în, 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 într-o asta și 1, 750 în altă. Aia putea. cu plantele medicinale? Da. Aia cu plantele medicinale. Rupe. Îi, îi, știi cât bani scuteam? Îi spărgeam pe toți. Dar nu, nu, nu faci, sub un milion nu faci. Hai uh -huh. faci și fabricuța aia, să cumperi fabricuța, cred că costă aia care împachetează, face da, 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 uh, toate da, da, da. Nu, nu, sub un milion investiție. Uh, astea sub astea. un milion investiție ca să poți să câștigi. Da. Uh, ai înțeles? Da. Iar dacă nu, domnule, uite, sunt multe, dacă, sunt multe uh, afaceri, dar de durată. De exemplu, ce am auzit acum. Dacă ai 20 de hectare de pământ, care 20 de hectare de pământ de ei cu Agricol, ne i costă de mii de, de, de euro. Mm. Fii atent. Și te apuci și pui nuci. Pe 20 de hectare. Nucă. Mm -hmm. De jur, împrejur, pui o sârmă uh, cu curent la uh, 60 de. Uh, Am uh, înțeles, te protejezi. Te protejezi, așa. Și în 5 ani de zile da. încep să producă. La 20 de hectare de uh, nucă faci. Uh, 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 fac eu acum contract cu Germania. câștigi la 20 de hectare câștigi un milion de euro pe an. La 20 de hectare de nucă. La 20 de hectare de nucă. Uh -huh. Uh -huh. De, de, uh, pentru că a crescut foarte mult prețul. Da, nu? nu. e braziliană. Asta nu mai contează. A crescut prețul enorm nu? E pentru medicamente. Uh, înțeleg. E, se Folosește pentru medicamente. Da. Tare. Tari, tari, tars sfaturi. Tari, tari da, da. Tari sfaturi, da. Ne am că suntem pe final. Două lucruri să te mai întreb de sport. Fii atent. Ce părere ai, domne, că Gigi dă papuci Radu Nu mai dă papuci. Păi da, a zis a. La și că pleacă și Gigi a zis, da, domne, ok, în vară, pa. Mă, fac pariu că îi dă și o, o, și o primă pentru că a jucat și cât de corect a fost băiatul ăsta. Bun, dar nu-i pierdere mare dacă pleacă neamitică? Eu zic că e cel mai bun fundaș stângă. Sau... Da, de departe. Cel A? mai bun din țară de departe. Nu? Da, da, da. Cel mai Și serios. Haide, și cu cine joci acolo? Că n-ai pe nimeni în stângă. Da, găsește, Gigi. Pe cine ne amitică? L-a luat pe rachetă. E pe banca de rezervă. Da. E greu mă de jucat la steaua mai. Ce spun eu Da. e pierdere ăsta Radunovici. Foarte mare a? O, o, Enorm Da? La ai ține cu dinții, nu? Da, bineînțeles I-ai dubla contractul ma să rămână da. Eu spun L-a scos pe Daua Daua uh, uh, Trebuie să-și dea seama Că nu poate să joace Pe pressing Făcută de adversar Și este bine că pentru că el nu știe să dribleze. nu lovește bine mingea. A și avut atunci, și el o seară proastă. Da, dar are vitalitate și cu vitalitate poate să facă multe lucruri. Da, lucruri are o, fizică. O Ce da. părere? Mitriță, la revedere națională și la revedere euro? Nu, cred că nu-l. Nu-l da, nu. Nu mai. nu l-a convocat acum, să-l mai cum Domnule, după forma care o are Mitriță, da. acum ar trebui să fie un semn de întrebare și pentru Iordănescu. Adică ce semn de întrebare? Mi adică, domnule, stai, cât am mai bun ca el? Cu toate că pe, 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 partea aia acolo e Mihailă. E și Coman. E Coman. Bine, dar miti cu Mitiță poți să joci și în spatele vârfului. Da? Știi? Adică tu l-ai vedea pe Mitiță la Națională, nu ne mitică. Domnul, îl Pe el și pe uh, bancul de la Creva a, a, a ai pe ai l-a luat. Ai luat. Deci eu luai pe mitriță, da. da? Să străiască pe viitorii, Doamne ajută! De... Oameni buni, mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care se uită, mulțumesc fanaticilor, ne oprim aici. Ne revedem mâine la 10.30 cu Fanatic Superliga. Le mulțumesc tuturor băieților care ne-au ajutat la acest maraton, lui Cristi Coste, băieților din redacție, colegii din redacție, cei din regie, colegii de aici, producătorii, Adi Barna, Leo, Silviu Ghering și, bineînțeles, vă mulțumesc dumneavoastră. Toate cele bune. Ne revedem mâine la 10.30 să bye, facem bye. show la Fanatic Superliga. Bye-bye!